tare fain Lego! Azi am pregătit pentru voi un nou set de la Lego Creator de data asta, patină cu rotilă retro. Cum am spus și în videoclipurile anterioare, anul acesta Lego Creator ne surprinde cu niște seturi foarte drăguțe și am ales să vi-l prezint pe acesta. Construcția conține 342 de piese și este dedicat copiilor mai mari de 8 ani. Îmi place foarte mult că s-a pus accent pe anumite detalii, cum ar fi aceste roți roz. Nu am mai întâlnit până acum roți în culoarea asta, doar pe negru am văzut. Are opritoare, niște șireturi foarte ingenios realizate care sunt mobile și, desigur, detalii prin care poți să-l personalizezi. Eu am ales această variantă. Mai există varianta asta de personalizare care este pe cutie, dar acum voi puteți alege ce variantă doriți. Fiind un set Lego Creator 3-in-1, avem mai multe modalități de a construi acest set, sub formă de patină, cum am făcut eu, sau skateboard și un radio retro. Mi se pare foarte fain că poți să construiești, deconstruiești, reconstruiești acest set după bunul plac sau cine știe, poate chiar poți să creezi tu ceva din piesele astea. Îmi place combinația de culori, aceste culori pastel foarte bine arată împreună și are un vibe retro. Este un cadou ideal pentru copii, dar și pentru adulți, fiind chiar la un preț foarte accesibil. Setul Lego Creator patină cu rotilă retro este disponibil în magazinele certificate Lego din țară și online pe brickdepot.ro. Eu cam atât am avut de spus pentru voi astăzi, nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, Facebook, TikTok, desigur un subscribe pe YouTube și până ne vedem data viitoare, spor la construit!